la afacerea pe care ați construit-o în Elveția, dacă ar fi să începeți de la zero acum o altă afacere și să aveți un buget limitat, ce afacere ați face? Dar să știți că când am început afacerea, am împrumutat 25.000 de euro. Acum, pe timpul astea, în afară de afacerea asta de cosmetice pe care aș reîncepe oricând, cred că dacă aș fi un tânăr român și dacă aș fi avut aptitudinea cu computere, aș face o firmă de computere, de programe de computere. Acolo cred că este foarte mult de făcut și știți că India și cu România sunt conduc cercetările astea de computere. Sunt cei mai tari, indienii și românii. Purma vin ăștia din America, de la Silicon Valley, unde sunt foarte mulți români care s-au dus acolo. Inițiativa ar fi un prim pas, dar cheia succesului, vorbeați dumneavoastră, să-ți placă ceea ce faci, să faci permanent de dimineață până seara și când dormi să visezi ceea ce faci. Așa e, altfel nu reușești. În ziua de astăzi concurența e absolut acerbă și dacă nu ești 100% cu gândurile la afacerea pe care o vrei să o faci și care îți place, când te duci la treabă să-ți placă să te duci. Asta este cel mai important.